Mesaj dur al Patriarhului Daniel pentru guvern în cea mai importantă zi de pelerinaj la moaștele Sfântului Dimitrie din capitală. Nemulțumit de faptul că autoritățile au restricționat accesul la pelerinajele religioase în Preasfinția sa, a punctat faptul că regimul comunist a căzut în 89, la câteva luni după ce a interzis închinarea la Sfintele Moaște. Imediat, mesajul rostit în fața enoriașilor adunați pe dealul Mitropoliei a stârnit un val uriaș de reacții. Vă reamintim, sărbătoarea Sfântului Dimitrie are loc anul acesta în condiții speciale impuse de restricțiile cauzate de pandemia de COVID-19 din România, iar Bucureștiul este sub cod roșu. În toamna anului 1989, cu prilejul hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în 27 octombrie, autoritățile comuniste au interzis închinarea la Sfintele Moaște. Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut. Patriarhul Daniel a explicat că oamenii l-au cinstit pe Sfântul Dimitrie cel Nou și în vremuri grele, iar restricțiile impuse în pandemie l-ar putea mânia pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Fraților, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El este îndelung răbdător, dar este și drept. Acest discurs al Patriarhului a stârnit un val de reacții, atât în mediul online, cât și reacții publice. Prima oară când apare în public cu un astfel de limbaj, de discurs mai aspru, s-a întâmplat acum, este clar o diferență de percepție. Autoritățile văd într-un anumit fel, mă refer la cele politice, autoritățile Bisericii Ortodoxe pun problema din perspectiva lor și încearcă să se adreseze unui alt target, cum se spune în comunicare, adică credincioșilor care realmente au nevoie de hrană spirituală. Patriarhul se adresează deopotrivă și negaționiștilor. Știți foarte bine că în interiorul Bisericii Ortodoxe există o minoră, de altfel, o seamă de indivizi, o grupare care neagă pur și simplu existența pandemiei, care au tot de acțiuni radicale și împotriva măștii. La scurt timp au venit lămuriri din partea reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Patriarh a făcut trimitere la o situație evident total diferită ca motivație a lipsei credincioșilor astăzi, amintind că în contexte dificile, credința este esențială și participarea noastră în condițiile respectării legii, în condiții pe care credincioșii care au stat la rând până acum, în număr de peste 30.000, au dat dovadă de o maturitate, de o înțelegere, de o disciplină care ar trebui să ne pună frumos pe gânduri.